Discrepanțele dintre nordul și sudul stațiunii Mamaia pot părea surprinzătoare pentru o persoană care pășește pentru prima oară pe aceste plaje. La intrarea din stațiune, zona pescăriei este de cele mai multe ori arhiplină. Este poate singura plajă care amintește de vechea stațiune, atunci când lumea venea doar pentru mare și pentru puțină relaxare. Sute de turiști ne arată că se pot distra și se pot simți bine pe una dintre cele mai modeste plaje situate chiar la intrarea în stațiunea Mamaia. Să aici sunt oameni diferiți, liniștiți, e liniște. Nu sunt unul de la Fițo sau... Nu contează pentru mine. E chiar ok, deci aglomerat, un pic de umbră, apă perfect. Fiecare după posibilități, după ce îi place, ce-și alege după dorință. Ne place mai să fim mai liniștiți așa. Ne place să fie gălăgie mare. Turiștii care au venit cu familia sunt de părere că nordul stațiunii nu li se potrivește deloc. Da, am stat ieri toți așa aranjați ca în tren, nu vrea copiii sunt mai zburdalnici, nu, mai bine aici. Suntem mulțumiți. Dacă în sud cei mai mulți se mulțumesc cu puțin, ceva mai spre nordul stațiunii prețurile urcă amețitor. Peisajul este foarte diferit, începând cu decorul și terminând chiar cu oamenii. Ei bine, aici situația este diferită, oamenii cheltuie foarte mulți bani, însă nu pare a fi o mare problemă. Șezlongurile și baldachinele ocupă în totalitate plajele. Cei care vin să se distreze pe aceste plaje nu se zgârcesc, însă din câte se pare au și posibilități ceva mai mari. Noi venim întotdeauna, în fiecare an, venim aici în nord, pentru că e o zonă mai animată, ca să zic așa, din punct de vedere tineret. Și ok. Câteva sute de euro. Nu știu, peste 500. Da. Dacă în sudul stațiunii cei mai mulți se mulțumesc cu câteva grame de hamstie și un pahar cu bere rece pe plajele de Fițe, vinurile, șampania și mâncărurile fine stau la loc de cinste. Așadar, în doar câțiva kilometri de plajă, prezențile capătă proporții uriașe.